Am rămas singura acasă pentru câteva zile și nu o să vă vină să credeți ce mi s-a întâmplat. În casa de lângă noi s-a mutat o fată care se comportă foarte ciudat și care pare care crash pe mine. Rămâneți până la final să vedeți ce planuri are de fapt fata asta. Câteodată stau și mă întreb ei și fete, oare care este jobul meu real la laboratorul Dr. Barba? Adică sunt chimist? Sunt ajutor de chimist? Sunt om de serviciu? Ce sunt eu mai exact? Deci, după cum puteți vedea, acum am terminat programul, este ora 4 și acum trebuie să pun mobilă în laboratorul Dr. Barba. Bă, eu practic fac tot ce nu vrea el să facă. Și ce zic, adică astăzi, de exemplu, Dr. Barba, tot ce a făcut, ce a, făcut gen, a venit la laborator, s-a uitat pe laptop, nu știu, 15 minute să spunem, și după mi-a zis, bă, Marius, eu plec, am niște treabă, tu stai aici și fac curățenie. Și mi-a zis unde să fac curățenie. Băi, și fete, mi-a luat 8 ore să fac curățenie și să nu vă spun că el m-a pus să iau toate aceste cărți de pe rafturi și să le șterg parte în parte. Deci nu știu eu dacă... Știți să numărați așa la prima vedere câte cărți sunt aici, însă sunt peste 200. Peste 200 de cărți șterse așa parte în parte. A trebuit să le pun înapoi pe raft și să le pun aici în, înapoi în nici măcar nu știu ce ăsta, laboratorul secundar, habar n-am în fine. Însă mi se pare foarte, foarte ciudat că eu în continuare nu știu care este jobul meu, adică ce fac eu mai exact, că în fiecare zi fac alte chestii. E bine că doctor Barba face, face chestiile mai grele și fie vorba între noi, l-am întrebat de o tonă de ore bă, ce s-a întâmplat aici, uitați-vă fraților efectiv a bubuit laboratorul și fa că o să mă pună pe mine să-l repar și probabil o să trebuiască să fac chestia asta, n-am, n-am de ales, dar uitați-vă gen câte chestii ciudate, ia! Doamne, iartă-mă, bă, ce a făcut men aici? Ce doamne, iartă-mă, a făcut aici? În fine, haideți că eu o să mă duc acasă. Astăzi, mamă, sper că încă i-am prins pe pe Răzvan și pe Izabela, pentru că astăzi Răzvan și Izabela o să meargă nu știu ce excursie, nu mai știu exact despre ce, e, despre ce, e vorba, însă o să plece și nu mai știu cât o să stea, dar ideea e că o să fim doar eu și Magdalena pentru câteva zile, Nu numai bine scăpăm de șoare cu de Răzvan care face numai prostii. Hai să vedem care e treaba. Nu, m-am obișnuit, nu îmi spuneți. Ah, Ia uite, ok, să te Bă, na, chiar dacă fac eu, Caterin, că până la urmă sunt copii mei și iubesc și nu voiam să plece în excursie fără să... Cum îi spune? Fără să... Na, să, să mai vorbesc cu ei. Ce faceți, băi? Hai să despregătiți să plecați. Marius, noi plecăm. Uh, Magdalena, stai puțin. Tu unde pleci? Că ei pleacă în excursie. Papa Marius, a, îi duci tu în excursie? Îi duci tu în excursie? Nu, Marius. Plec cu ei. Pleci și tu? Păi cum? Nu era o excursie doar cu copii? Da. Marius, nu știi tu. E o excursie de 8 martie, de ziua mamei. Uh, Magdalena, a trecut o martie de mult. Adică suntem în continuare luna martie. Nu sunt tăticii primiți. A, ah, tu vorbești serios? Gen, voi chiar o, 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 o să plecați? Nu, Marius, nu contează, da. Oh! și o să rămân singur. Let's go! Let's go! Și pleacă și șoarec pe ăsta, nu? Gen, 100% asta nu o să rămână. Acum plecăm, ne gândim să luăm mașina. Uh, până ajungem la ceilalți Nu, lăsați Lăsați mai bine Mai bine fără mașină Mergeți voi uh, Luați un autobus sau ceva Hai de scopii Eu cu o mașină Nu e nicio mașină Tăi din gura. Bun Conduc eu, da Bun, păi na uh, Baftă în excursie Nu, no, băi și fete O să rămân singur acasă Izabela scumpă, papa. Pa. Haide, Izabela, hai, papa, puteți să-l luați pe aici. Băi, băi, alo, 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 ce faci, bă, băi, abia aștept. Bă, fie vorba între noi, Răzvane, abia așteptam să scap de tine. Că oricum nu te suportam. Vezi să nu faci vreo prostie, poate rămâi pe acolo. A, da, 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 hai, pleacă de aici să nu te mai văd. Bun, băi, vede, haideți că ei au plecat în excursie și o să rămân singur acasă. Bă, de fapt, și fiți atenți, o să fac ceva super jmecheră. Îmi este foame și o să-i dau mesajul de un mesaj polițist să-l întreb dacă vrea să vrea să mergem să, să mâncăm ceva, să stăm și noi așa ca băieții, să mai vorbim, să nu știu ce. Chiar sunt curios dacă o să-mi răspundă sau nu. Vă mai aduceți aminte băieți și fete că în momentul în care i-am dat mesajul domn poliției să ieșim și noi ca băieții să mâncăm ceva în oraș era soarele pe cer? Acum, după cum puteți vedea, e noapte și pea acum mi-a răspuns domnul polițist. Na, vă dați seama, fraților, că nu pot să fiu supărat pe el, că până la urmă cine știe ce s-a întâmplat? Poate era ceva, o urgență importantă. Bă, dar i-au luat patru ore să-mi răspundă? Patru ore să-mi răspundă? Doamne, iartă-mi ce mi-a zis. Ce coincidență, Marius, și eu voiam să te chem. Vin la McDonald's că sunt aici cu doctor Barbu. Ia uite, bă, și ăsta un prietenit. Și am impresia că dacă mai scoate o vorbă pe gură, îl arestez. Doamne, ok, nu s-au împretinit absolut deloc. Ok, băi și fete, stă să, să mă duc și eu acolo să văd care e treaba. Oricum, nu mai am nicio poftă de mâncare, nu mai am nicio poftă de, de nimic. Dacă am stat acasă, vă dați seama, fesul, dar na, numai bine, având în vedere că Magdalena și copiii sunt plecați, simt și eu nevoia, băi și fete, să discuș eu cu cineva, să-mi zic și eu amarul cuiva și o să mă duc să văd, să văd care e treaba, cu, care treaba cu ei. Let's go, vedeți, bă, Bă, s-a făcut seara, frate, dar abia acum mi-a răspuns. Doamne, iartă-mă, dar cine știe de ce... De ce s-a întâlnit domn polițist cu doctor Barba? Taina nu mai că a fost inițiativa lui, lui doctor Barbă. Cine știe ce plan mai pune acum la capăt, doamne, iartă -mă. În fine, dar hai să mergem. Sperăm să nu, să nu fie atât de aglomerat McDonald's-ul. Văd că în parcare nu-i nimeni. uitați și pe casierul ăla de la McDonald's, Theodor. Ok, hai să vedem. Bună seara! Ce faceți, băi? Doctor Barbă, ce faceți aici, Marius? Bună seara! Asta e nebun, stați două secunde! Bună seara, băi, Teodor! Și știți, băi, și uite, bă, Teodor l-am mai văzut pe aici. Am un mare plan! Ia zi, doctor Barbă, ce plan ai? Doamne, iartă mă stați că mă panichez. Mă panichez numai că n-au chestii astea. Putem conduce orașul. Uh, vrei să candidăm la primărie sau ce vrei mai exact? Adică nu, nu știu dacă e o idee bună. Ce ai mă, nu, zi te bagi? Păi spunem și Cum adică prima dată mă întreb dacă mă bag și după îmi zici planul M-a zi, nu, o ia razna Așa e regula, băi, 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 gata, gata G Gata, băi, bun, păi, bun. eu vreau să aflu planul Da, mă bag, mă bag, zi, zite despre ce e vorba Că după nu mă mai bag, vă, vă da seama, băi, și fete, doar zic așa Ne băgăm la primărie sau ce facem? Ce? Hai, doctor Barbă, spuneți Deci fac eu o poțiune Da, început bine N-a început bine deloc. Poftim și o trimitem peste tot. În tot orașul. Ok, și cum o să ne facă asta să conducem orașul? Prin poștă. ne ai zis, e nebun. Și cum o să ne facă asta mai exact să conducem orașul? Păi pentru că avem putere, o să vezi. Adică tu vrei să pui în poțiunea aia niște chestii care să influențeze oamenii, să-i controlăm noi? nu mai contează ce bagă în ea. Îl pot aresta, domn polițist, vă rog eu. Bă, glumește, are el, nu că sunt glumele lui. Toată lumea știe că nu vorbește pe bune. Nu vorbește pe bune, fraților, că de ce ar vorbi pe bune pe la urmă? Să vezi ce glumești. da, eu, bă, gata, 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 vă rog eu, gata. Vă rog eu, gata, domn polițist, nu-l băgați. Să mă, doctor, Barbă să știți că eu am retrag cu vitre, nu mă bag. Nu vreau să pun poțiuni în oameni ca să-i controlez, ca să nu știu ce. Marius, cum adică? am zis că mă bag doar ca să, cum mi spune, luăm puterea la tot orașul. Dar lasi i pe oameni să aibă și eu o viață normală. Deci, ce dumneavoastră întotdeauna trebuie să fiți mahniat după putere? O să fim cei mai puternici, un fel de Hulk. O e razna și poate te bag la pușcărie. Vedeți, doctor Barba, dacă l-ați fi controlat, cum mi spune, l-ați fi controlat mental pe domn polițist, nu te mai băga la pușcărie. Poate te spar cu batea, bă, gata, gata, alo, 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 gata, gata. Păi, știa, bă, este băbici, fete, barcă băiatul ăsta se uite așa la noi. Ia, ia, ia ce vrea ea. Alo. Bună seara, bună seara. Nu, am auzit bine? Nu, n-ați auzit bine, nu comandăm nimica. Vreți să cuceriți orașul? Uh, da, ce? Ești interesat sau de ce? Da, nebule, cu tine e ce? Bă, gata, gata. Gata, ce? Cu mine? <laughs> da, Gata, doctor orbuie, gata. Nu sunt polițist, domn polițist e... Băi, gata, gata, gata. Cu mine? Băi, gata, gata. Alo, 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 Băi, băi, Teodore, am, o, am așa un sfat pentru tine. Nu te pune cu omul ăsta, te rog eu. Îți faci bine. Băi, 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 pune la loc, pune la loc. pune la loc. Afară acum. Fie vorba între noi, nu cred că e după tine. Te va la pușcărie. Gata, 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 gata.

Mâine nu mai vii la muncă Mâine avem liber, let's go Mamă, băi, și fete, bă, mâine o să fie cea mai, cea mai liberă zi Te dau afară, băi, alo, alo Băi, cum adică, glumeam, așa Nu, te nu mai faci așa, că pui probleme pe mine Corect uh, Bă, ideea e, băi, și fete, că eu o să uh, Cum mi spunem Mâine o să mă relaxez Pentru că o să am cea mai liberă zi Bun, prieten, hai că mai vorbim noi. Seara frumoasă, ce să zic? Ce nu te suport, băi, polițiste, bă, gata, gata, gata. Seara bună, gata. Nu vă mai certați, vă rog eu. Doamne, bă, bă și fete, voi l-ați auzit pe doctor Barbă. Mâine nu mergem la muncă, deci mâine oficială, cred că o să fie cea mai... Cea mai liberă zi din viața mea, deci pur și simplu o să fie prea tare, vă dați seama, o să fie prea tare. Haideți că o să mă duc și o să mă acolo că și mi-som, că v-am zis că astăzi doar am dat cu mopul, am spălat cărți din rafturi, am pus rafturi, am scos rafturi, am luat cărți din rafturi, am pus cărți în rafturi, foarte, foarte complicat, dar haideți că o să mă bag la somn Bună dimineața, băieți și fete! Este ora 9 și ceva dimineața și vreau să vă zic că seara am dormit extrem de bine. Deci, fraților, de foarte, foarte mult timp n-am mai simțit o așa liniște în casă. Bă, deci am dormit atât de bine, m-am trezit noapte, m-am dus să beau niște lapte. Bă, efectiv, liniște totală, liniște totală, băieți și fete, că de fiecare dată când mă trezeam noaptea să mă duc să beau niște lapte de la frigider, întotdeauna aveam această... Frică că o să-l găsesc pe răzvan treaz la calculator și că o să mă iau la ceartă cu el. Însă, de data aceasta, nu a existat această frică. Și văd că am un mesaj nou. Hopa! O, oh, chiar de la mama! Marius, vină până la noi. Am primit o scrisoare ciudată. Ok, haideți, haideți să mergem până la ei. Aboram, ce, ce scrisoare ciudată pot să primească? Cine știe? N nu scrie despre ce e vorba. E vorba despre, mamă, să nu fie vreo țeapă sau ceva de genul, nu băiești Că am auzit că în ultimul timp în orașul nostru foarte multe excrocherii se întâmplă. Știi ce zic? Se întâmplă... Bă, i stai! Bă, s-a mutat cineva în casa de lângă? Ia stați să mă duc care-i treaba. Bă, 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 ia stai. Uh. Hopa, ia vedeți băiești O fată pe numera Luca, Ok. Haideți că n-am eu nicio treabă, că eu o să plec. Tare, s-a mutat ceva. Bă, ce să se populeze și strada noastră, fraților let's go! Haideți că totul e mult mai bine. În fine, hai să vedem ce scrisoare ciudată au primit părinții mei, pentru că, după cum v-am spus, m-a avertizat și domnul polițist în sensul ăsta, că se întâmplă foarte multe excrocherii, foarte multe mesaje pe telefon pe care nu trebuie să apeși foarte multe chestii de la poște unde zice să intri pe nu știu ce site și mai bine nu intri pe site-ul ăla adică, da, sunt foarte multe excrocherii la mijloc, deci probabil, poate asta au primit și părinții mei însă asta e bine că dacă o să fie o excrocherie, sper să mă, pot, să mă pot prinde, să nu mă fraierească și pe mine, și ce zic? Dar, da, hai să hai să vedem, bă, sunt șocat, ești nebun sunt șocat că e cineva lângă casa noastră se populează orașul, băieți și fete. Mai ales după ce s-a terminat toată nebuniaia cu Daniel, cu detectivul, cu toată lumea. Se populează orașul și totul, totul funcționează mult mai lin. În fine, hai să vedem, uh, hai să vedem care e treaba. O să parchez chiar în fața casei aici. Uite. Parchez chiar aici. Uh, stai să vedem. Mama, tata? Sunteți aici? Mama, ce faci? Tata... Bună fiule, am, deci, am primit mesajul vostru. Ce zici, cum ești? Ce faci, Marius? Bă, uite, foarte bine. Am primit mesajul vostru. Ce scrisoare ciudată ați primit, a? Ați primit ce face o Țeapă, daia, v-a pus să face ceva? Bă, avea timp de vorbe, că această scrisoare e foarte ciudată. Ia, despre ce vorba? Ia să ne băi și vede dacă e o țeapă, daia clasică sau ceva. Vă salut! Vreau să-i fac o surpriză lui Marius. Ok, deci cred că nu-i vorba de o, de o țeapă. Având în vedere că familia lui este plecată în zilele astea, aș vrea să-i fac un tort. Ce aromă de tort îi place? Uh, stați două secunde. Știți că v-am zis și vouă că Magdalena a plecat în excursie cu copiii? Marius o înșel pe Magdalena? Nu, 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 nu. Adică... Bă, nu. Dar gen eu v-am spus doar vouă și lui polițistul și lui domn polițist și lui doctor barbă. Atâta. Așa te-am crescut. Băi, terminați pe bune. Deci pe bune vorbesc. De ce o înșel? Nu o înșel pe bune vorbesc, doamne, iartă-mă. Dar, dar, dar stați puțin. Bă, și cine e persoana asta care știe că Magdalena e plecată, știe adresa părinților mei? Bă, bă, tata, pe bune, terminați, e, e cu totul și cu totul altceva. Soamne, iartă mă, foarte ciudat băi și fete. Și, și voi când, când ați primit schisoarea asta? Când ați primit-o? Soamne, de dimineață. Bă, ciudat. Na, hai că eu o să mă duc acasă. Bă, chiar sunt, sunt ciudat. Cum am primit-o ți-am dat mesaj, ok, am înțeles. Păi o să mă interesez. Bă, voi puteți să, nu știu, să o sunați pe Magdalena, să-i sunați pe copii că sunt în excursie. Probabil o să vă răspundă. Bă, băi și fete... Da, bă, da, deci dacă stau să mă gândesc Deci singurii oameni care știu Sunt mama, tata, doctor Barbu Și domn polițist În afară de Magdalena Răzvan și Izabela Carina Ei sunt acolo Nu am mai spus nimănui chestia asta Absolut nimănui Că eu acum sunt singur Și că familia mea e plecată și că nu știu ce Cine știe Cine ar mai putea să știe Chestia asta și ce e persoana asta care Știe și unde locuiesc Părinții mei Adică n-are sens Pentru că dacă ar fi o persoană pe Gen apropiată mie Pe care o cunosc foarte bine Ar veni direct și m-ar întreba pe mine Ce aromă de tort îmi place și nu știu ce Somne, iartă-mă, bă, ciudat rău de tot da. stau să mă gândesc, -și, și, nu mi-am Nu mi aduc aminte să fi spus al cuiva aici, nebun Nici măcar unei persoane apropiate deci Nu mi-aduc aminte În afară de domn polițist Doctor Oarbă, mama și tata ei sunt singurele patru persoane și singurele patru persoane cu care interacționez în viața de zi cu zi. Nu, nu mai am alte, alte persoane cu care interacționez. Hmm, doamne, iartă-mă. N-are sens, băi și fete. Ia uite-o iară pe vecina, îmi face cu mâna. Uh, stați două secunde să parchez mașina. Bă, habar n-am cine fata asta, men. Doamne, iartă-mă, ia să-i spunem care e treaba cu ea. S-a mutat aici. Uh, Salut! Bună, vecinele, salut! Numele meu este este Marius, dumneavoastră sunteți noua vecină? Ați cumpărat casa asta? Nu a cumpărat, băi, și fete, casa asta de... Încântată era Luca, da. Păi, mă bucur. Haideți că eu am niște treabă. Ce faci tu astăzi? Băi, astăzi stai singur? Nu, ideea e că am familie, am o soție și doi copii și astăzi o să mă ocup de niște chestii prin casă. La ce oră te culci noaptea? S -s 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 stai puțin, ce frumos, ce lucrezi. Bă, băi și fete, bă, e ceva în neregulă cu oamenii care se mută în orașul ăsta, de ce toți spun întrebări ciudate? Ce hobby-uri ai? Domnișoară, stați puțin că nici măcar n-am apucat să vă răspund la celelalte întrebări. Ce-ți place să faci, Marius? ok, ideea, cum îi spune, Lăsați astea, haideți să, să hai să nu ne cunoaște mai bine și pur și simplu să păstrăm această relație de vecin-vecin. vecini. Da o întrebare eu pentru dumneavoastră. De, de, de ce v-ați mutat pe strada asta? Adică probabil știți că strada asta este rau famată, pentru că asta a fost casa vechi, vechiului criminal. De ce v-ați mutat. Uh... Te am văzut aseară la Mech Marius, cred că ești foarte echipă și foarte frumos. Ok, și cu ce îmi răspunde asta la întrebarea mea? Adică te-am întrebat de ce ai cumpărat uh, casa asta, de ce te-ai mutat fix pe strada asta. Păi am zis să mă mut mai aproape. <laughs> Sunt glume? <laughs> dumneavoastră <laughs> faceți glume? Bă, Da, a, ah, era o glumă, da. <laughs> uh, foarte bine. Păi uh, da, păi haideți că eu eu mă duc la mine acasă că am de făcut mai multe chestii și ce zic o... Oh, bine ai grijă băi și fete ce doamne iartă m-a fost interacțiuni de asta deci băi asta băi, băi ia, se uită la mine că să mă spioneze ia stați ia stați băi băi ce faci băi băi bă, se uită la mine băi alo 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 băi băi Um, ok, fraților foarte foarte ciudat ce se întâmplă. Fata asta tocmai. Bă, dar da, nu cred glumea. De unde știe ea că eu aseana am fost la McDonald's? Am stat acolo gen 3 minute cât timp am încercat cu doctor și cu domn polițist. Bui! Uh, alo! Asta e proprietate privată. Te rog. Uh, asta e proprietate privată, vecina. Bună, bună și ție, asta e proprietate privată Uite, gardul ăsta ne desparte Ce s-a întâmplat? Știu și la mine la fel Ok, ok, gata, hai, pleacă de aici Ciudat, și uite, în fine, avem o vecină ciudată Nu este, nu este prima dată Haideți că eu o să mă pun numai bine dacă acum a plecat Magdalena Hai să-i fac o surpriză și să tund iarba Să fac curtea așa să, să arate mai frumos Haideți băieți și fete că în sfârșit am terminat și eu de tăiat iarba în curte și după cum puteți vedea am pornit focul ăsta pentru că azi dimineața nu știu de ce până l-am văzut că nu e pornit, adică cineva l-a oprit. Hopa, stați că sună cineva la ușă. O, oh. oh, nu e ciudată asta. Uh, bună, salut! Marius, da, salut! Mă poți ajuta cu ceva? Depinde despre, despre ce e vorba. Adică... Cu ce vrei să te ajut? Mi s-a stricat ușa, nu se mai închide. Ușa de la intrare? Mamă, bă, bă băi și fete, ok, hai să vedem care e treaba, cât ghinionici Bun, Cumpere o casă, ți se strică ușa, bă, în prima zi. Păi da, da, ultima dată când, când am văzut băi bă, și fete, bă, mergea ușa, adică n-avea nicio treabă. Ușa de la intrare? Uh, păi, uite... Merge. Nu se închide. Păi s-a închis. Cum? Uite, merge. Normal. S-a închis, Raluca. E stricată. Nu e stricată. S-a închis normal. Uite-te la ea. A, nu, așa trebuie să fie. E din sticlă. Așa sunt în, în acest cartier. A, da. Poate am găsit eu. Da, hai că, hai că eu o să plec. Bună ziua! Bună ziua! Alo, tu fetiță, mamă, eu să ce, 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 se întâmplă aici, băi, cine sunt, oameni, cine sunt oamenii ăștia? Unde e Costi? Nu vă cunosc. Unde e Costi? Nu ne cunoști? Știm că ai fost împreună cu el. Nu știu ce, despre ce vorbiți, nu știu. Unde este băiatul nostru a dispărut? Mamă, bă, v zis că e nebună. Bă, am zis, am zis. Mamă, bă, întotdeauna le, le nimeresc. A dispărut, te rog, te, te implorăm. Unde este coste al nostru? Ce aveți? Ce am să mâncat astăzi? Spune-ne unde este copilul nostru. Ai, eu mă retrag. Mamă, bă, 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 și fete, bă. Fetițo, nu mă lua la mișto. Nu știu. Bă, bă, ești nebun? Mamă, nu mai în asta. Plec în casă, lăsați-mă. Unde este fiul nostru? Ai avut o relație cu el? Mamă, bă, da, știi. Bă, bă, ești nebun? Doamne, mă bă, bă, asta e. stai. Uh, uh, domnule, doamnă, uh, puteți să veniți la mine? Uh, am, o, am o întrebare. ia, veniți după mine. Veniți după mine că, că se uită la noi. Veniți după mine, rapid. Uh, veniți după mine că încerc să vă ajut că mă cunosc cu, cu polițistul orașului. Ce, doamne, iartă-mă, bă. Mă, frățiu, femeia e nebună. Intrați înăuntru, vă rog. I intrați înăuntru. o Uh, bună ziua, deci din, câte, deci din câte am înțeles, s-a întâmplat ceva cu fiul dumneavoastră? Eu mă cunosc foarte bine cu polițistul orașului, pot să vă ajut. Credeți că e mort? Dar da, de ce? Avem impresia că e mort. Fata asta s-a mutat aici acum gen câteva ore. Asta s-a mutat și mi s-a părut foarte ciudată. Dar el a avut o relație cu fata asta. S-au cunoscut la un bar în alt oraș. s-au iubit mult. Păi și el așa ne spunea. Păi și de ce credeți că ea e responsabilă pentru dispariția lui? Adică mereu zicea că de mult o iubește. Pentru că ultima dată era cu ea. Și nu v-ați dus la poliție sau ceva de genul? Nu v-a ajutat nimeni? A început să se comporte ciudat. Cum adică? Gen fata? Raluca asta? Bă, oricum ea se comportă ciudat de mult timp. Și ne-a zis că a, a, a văzut-o făcând ceva grav. Au omorât o pisică, Mamă, mă, și de că e gen Comportament de ăla de viitor criminal în serie men, și cred că l-a omorât și pe el. Doamne. bă, îmi pare extrem de rău. Uh, cum mi spune? Dumneavoastră ați fost la secția de poliție din oraș. Nu, Pai păi fiți atenți. Uh, uite, veniți după mine că vă explic eu, uh, 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 veniți după mine Deci uh, nu știu dacă sunteți cu mașina, însă veniți după mine. Ideea e că trebuie să ieșiți la drumul ăsta, veniți după mine. Doamne, iartă-mă. M-am păsut la 100%. e ceva în regulă cu femeia asta. Lasă că o să o pun pe domn pur zi să... Gen, să o investigheze. Deci, mergeți în față, tot în față, tot în față, până când în stânga o să vedeți secția de poliție. Adică, Mergeți pe drumul ăsta în față, perfect. Vă rog eu, și, și totodată să știți că vă rog dacă aflați ceva, s-ar putea. S-ar putea să aflu ceva, îl lăsați că ne găsim noi să nu plecați din oraș. Stați măcar zilele astea puțin în oraș, pentru că eu locuiesc aici și ea s-a mutat și gen... Vă dați seama că și mie mi-e frică pentru siguranța familiei mele să spui dacă mai face ceva ciudat aia, da. Așa că o să-l rog pe domnul polițist să adune informații despre abă. Și chiar acum o să mă duc și o să încerc să dau un mesaj domn polițist. O zi bună, dacă îl găsi pe filmul nostru, o zi bună. Soamne, iartă-mă, îți mulțumesc. Bă, bă e și fete. Bă, ce mă, se întâmplă, e ciudat, rău de toți Nu știu care treaba cu... cu Raluca aia, adică e ciudată, men. În fine, trebuie să... trebuie să facem ceva. Dar prima dată, stați două secunde, să mă asigur că... Să mă asigur că totul e bine, men. Ați auzit? Costel chema pe băiatul ăla. Ce doamne iartă mă se întâmplă? Sper că nu face... Ia stai, asta e în casă sau unde e? Ba, dispărut ești nebun. Bă! Marius! Ai, bă, ce, ai mână? Puiule, vină la mine în casă și lasă prostile, haide! A, stai puțin, ce, ai mână? Haide după mine, nu țipa, știu cine ești. Cine sunt? Sunt un... Știu că te-ai reîncarnat. Ce? Costi. Ce, poftim? F știu că ești în alt trup. Și îmi pare rău. Poftim? Îmi pare rău pentru ce am făcut. Stai puțin. Băi, bă, eu nu sunt Costi. Eu sunt Marius, mă, confu mă, mă confunzi. Costi, haide. Te omori iar. Uh... Dacă faci figură, haide. Dar eu nu sunt Costi, bă. Pasta asta credeți că sunt... Iubitul Costi Vino. Crede că sunt iubitul ei pe care l-au omorât? Costi Vino. Stai aici, a? ok? Bă. Costi. Deci chiar îmi pare rău. Dar eu nu sunt Costi. Bă. Sper că o să putem să ne căsătorim. Chiar dacă ești în alt trup. Da, nu cred okay, că o să putem să facem asta. Hai că o să... Dacă scoți vreun sunet, o să fii pedepsit. Ok, ok, gata. Gata. Și tu și ceilalți oameni o să aibă de suferit toți. Ok. Sp -sp Costi, da? Haide să ne căsătorim. Haide după mine. Cum adică să ne căsătorim? Cum adică să... haide! Ok, 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 Bă, băi și fete, ce vrea să facă, ce vrea să facă femeia asta că nu înțeleg? Ăăă, uh, băi și fete, suntem la cimitir, pentru că aici ci că ne căsătorim, uh, avem și un preot, avem și un martor, să începem, domnule preot, Do domnule preot, suntem la cimitir, de ce ne căsătorim la cimitir? Voi aici vreți să vă căsătoriți? Nu, eu nu vreau să vă căsătoresc, ea mă obligă! Eu și Costi, mă cheamă Marius. Da, normal. Mă cheamă Marius. Pe eu n-am făcut asta în cimitir niciodată. Păi nu-i normal să faci asta. Pu bune. Adică, se face la biserică. Aici facem. Lasă preotul. Lasă preotul. Treci și fă. ok, ok. Ok, ok. Bă, bă frățu, ce regulă cu fata asta. Casă de piatră. Toși din gură și tu. Facem aici. Marius Iancu. Da, eu. Eu, da. Da, da, da. Uh, da, le iau de soț. O ei de soție Peraluca? Uh, nu. În niciun caz. Da, 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 da. Și mă cheamă Costi. Nu mă cheamă Marius. Da, da, da. Mă cheamă Costi. Cum nu? Da, da, da. Da, da, da. Și mă cheamă Costi. Costi mă cheamă. Raluca îl iei de soț pe, pe Costi, pe Costi pe Costi, nu pe... da, lei de soț pe Costi, da Puh. suntem căsătoriți? da let's go let's go, felicitări mulțumesc, pupați-vă da, da, da um. bun, acum eu pot să plec acasă, Raluca, pot să mă duc să mă duc acasă, sunt fericită, nu ok tu ce faci, bă? pleci? Stai aici, băi, stai aici, că putem face asta ceva, nu pleca. Preote, nu, pre preote, și dacă mi se ceva. Doamna Luca preote, preote, nu. nu, nu pleca, e relația ta, băi, bă, stai stați puțin, bă, băieți, preote, nu, vă, vă, rog, vă rog, nu, vă rog, vă rog, nu plecați. Succes, cum adică? Ce facem acum, Araluca? Hei Costi, sosul meu drag Raluca, fii atentă, spun sincer Eu cred că tu ar trebui să te duci la un doctor Eu nu sunt Costi Tu probabil ai Acum halucinații pentru că ai făcut niște lucruri Oribile Nu te mai preface, Costi, mă superi Bă, ce în regulă cu fata asta Nu vrei să mă superi? Nu, nu, chiar nu vreau Păi atunci hai să, să mergem la tine acasă, nu? Haide, da Nu, 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 și fete, nu, no, nu, no, nu no. Haide, ok, ok, hai să mergem, hai să mergem. Uh, Raluca, Costi, ce nu mai alegem la copii? Eu zic să terminăm cu toate prostiile astea, zic Costi, eu zic Andreea și Bogdan, eu, eu zic că o să plec, fii atentă, eu zic că cel mai bine uh, nu pleci, ok, dar da, tu nu stai cu mine să te îmsoși și soție. nu crezi că ar fi mai bine, nu știu, poate să mergi la un control sau ceva de genul poate o să-ți dai seama că eu de fapt nu sunt Costi și nu te mint eu nu sunt Costi în alt trup, cum zici tu zi la ce nume te gândești de bebeluș uh, nu mă gândesc la, la niciun nume, Raluca eu, eu, eu zic că e mai bine să plec uh, nici măcar nu prea îmi place nu pleci nici măcar nu prea îmi place casa ta că am auzit ceva ce s-a auzit? Rămâi aici. Ok, o să rămân aici. Dacă te miști, te omor. Ok, ok. Mamă, băi, și trebuie neapărat să plec de aici. Trebuie neapărat să plec de aici. Păi bune, eu nu stau cu nebuna aia de să mă lase în pace. Ah, bă, bă, ce faceți? Ah, deci fiți atenți. Ascultați-mă. Ascultați-mă. Bă, eu sunt răpit de nebuna asta. Vă rog, ajutați-mă. Vă rog. A zis că a auzit ceva, probabil v auzi auzit pe voi. Marius, Marius, deci bă, vă, vă rog, îmi zice și aveți de zis altă dată, Mare să ascultă, am găsit ceva la vechea casă a fetei ăsteia. Bă, st st stați puțin, da. Deci, fata asta l-a omorât pe, pe fiul vostru și acum probabil o să mă omoare și pe mine. Vă rog eu, era al lui Costi. Vă rog eu, avea să începe ea, da, pentru că am găsit-o cam așa. A, gen, ascultați, mă ea crede că eu sunt Costi în alt trup și nu știu ce. Și vă rog eu, plecați de aici, sunați la poliție. Deci, fiți atenți, plecați amândoi de aici, sunați la poliție. Costi e mort, da, ea l omorât. l-a omorât. Ce? Ce se întâmplă? Ce faceți aici, Costi? Ce faceți aici? Uh, Ra Ra Raluca, stai puțin. Raluca, stai puțin să nu faci fără prostie. Ce faci? Uh, Lasă mă pace. Ce Nu! Nu! Nu tragem! Nu mai trage! Nu! Nu! Raluca! Raluca! Raluca, ce faci? Raluca! Ok. No! No! okay. okay. Haide în casă. Hai că intru în casă. Păi băi și fete, ce mă fac?